Un grav accident de circulație a avut loc în această dimineață pe DN66 pe raza localității Merișor din direcția Hațec Petroșani. O femeie care conducea un Volkswagen pe DN66 a intrat într-o mașină a poliției din Petroșani în urma accidentului, rezultând patru victime. Se pare că vinovată de producerea accidentului este șoferița de la Caraș Severin, care conducea autoturismul marca Volkswagen și care a pierdut controlul volanului, intrând pe contrasens în autospecial poliției. În timp ce conducea un autoturism pe DN66 pe raza localității Merișor din direcția Hațec Petroșani, a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu autospecială de poliție, care circula regulamentar din sensul opus, a declarat Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara. Toate cele patru victime ale accidentului șoferița vinovată, dar și cei patru polițiști aflați în auto a poliției au fost transportate de urgență la Spitalul de Urgență din Petroșani, conștiente. Potrivit IPJ Hunedoara, polițistul aflat la volan a fost rănit grav, iar conducătoarea auto și alți doi agenți de poliție au fost răniți ușor. Polițiștii sunt stabili, hemodinami, conștienți. Unul dintre ei este un pic mai grav, prezintă o plagă la nivelul scalpului, care sângerează. Ceilalți doi prezintă traumatisme toracice, însă nu le pun viața în pericol, a declarat Călin Dumitrescu, purtătorul de cuvânt al Serviciului Județean de Ambulanță Hunedoara. Conducătoarea auto care se face vinovată de producerea accidentului este cercetată pentru vătămare corporală din culpă.